Aflat într-o vizită de lucru la Bruxelles, Marge Jolacu a susținut declarații comune alături de noul secretar general al NATO. Pe parcursul discuțiilor purtate cu Marc Rutte, prim-ministrul României a atins mai multe subiecte, printre care și consolidarea flancului estic la Marea Neagră. Românii sunt în siguranță, a declarat premierul, care a și tras primele concluzii la sfârșitul întâlnirii. Vom continua să alocăm 2,5% din PIB pentru apărare. Umăr la umăr, premierul României Marcel Ciolacu și noul secretar general al NATO, Marc Rutte, au vorbit despre situația de securitate din zona de sud-est a Europei și au reiterat sprijinul pentru Ucraina. Ciolacu anunță că împărtășește viziunea aliaților și că este pregătit să contribuie la întărirea relațiilor transatlantice. Federația Rusă a ales să devină cea mai mare amenințare la adresa NATO. Rusia a readus războiul în Europa, chiar la granițele României, iar acest lucru a crescut nivelul de preocupare în rândul cetățenilor noștri. De aceea, suntem aici, în sediul NATO, umăr la umăr, pentru a da un mesaj puternic că românii sunt în siguranță și stabilitate. România face parte din NATO, alianța are o prezență consistentă în România, iar acesta este garanția că fiecare centimetru al teritoriului nostru este apărat pe deplin. Aflat la Bruxelles, alături de ministrul afacerilor externe, Luminița Udobescu, și de ministrul apărării, Angel Tâlvăr, Marcel Ciolacu a atins mai multe subiecte în discuția cu Rutte, inclusiv consolidarea flancului estic la Marea Neagră și întărirea prezenței alianței în România, aspect subliniat și de secretarul general al NATO. We also spoke about ways in which allies are working together to keep Romania's airspace safe. Repeated incursions of Russian drones and missiles into NATO airspace are reckless, are dangerous, and are unacceptable. NATO has already reinforced its air defenses on its eastern flank. I can tell you, Prime Minister, NATO takes security in the Black Sea region very seriously. We stand ready to provide and to protect and defend every ally. La scurt timp după încheierea întâlnirii, Marcel Ciolacu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook. Vom continua să alocăm 2,5% din PIB pentru apărare. Vom lucra împreună pentru ca Uniunea Europeană să se coordoneze mai mult cu NATO pe dimensiunea industriei de apărare, astfel încât să putem dezvolta mai multe proiecte pentru revigorarea industriei de apărare românești, a transmis prim-ministrul României, menționând de asemenea că a fost prima întâlnire a lui Marc Rutte cu un oficial român după instalarea la conducerea NATO.